Bun găsit! Mă bucur că suntem împreună astăzi la această discuție. Ana Elefterescu, care este program manager la Digitaliada, Fundația Orange. Mulțumesc mult că ai venit, Ana, și alături de noi, ca și în celelalte întâlniri din această suite de întâlniri, profesorul Dragoș Iliescu și cel care, alături de colegii săi, au construit o platformă în Prio. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc mult că suntem împreună. Discutăm despre digitalizare, educație și literație digitală. Sunt niște concepte care par doar concepte, realitatea însă ne arată că, de fapt, sunt niște obligații pe care noi le avem față de o generație tânără și față de noi înșine. Ana. Da. Da și atât. Da. Da, nu ar mai fi multe de adăugat la acest da, în sensul că da, trebuie să ni le asumăm și să le punem în practică. Acum noi din 2016 lucrăm în școlile din România și treptat am tot adăugat școli până am ajuns la un total de 50 de școli din mediul rural. Cu mențiunea că noi nu lucrăm atât de mult pe partea de competențe digitale, cât pe ideea că folosirea tehnologiei la clasă, la ore, integrat în programa școlară, contribuie și ea la dezvoltarea competențelor digitale. De fapt, digitale. Cred că asta semnifică și se traduce mai degrabă în conceptul ăsta, literație digitală. În școală. În școală. Pentru că insist pe acest lucru, pentru că sunt nenumărate programe și e minunat că există nenumărate programe de educație non-formală, diferite cercuri de activități care chiar contribuie la dezvoltarea acestor competențe. Hai să vedem concret. Într-o clasă în care, dintr-o școală în care voi sunteți, intrați, ce se întâmplă? În primul rând am dotat fiecare dintre aceste școli cu câte un laborator digital. Asta înseamnă un set de tablete, un videoproiector, laptop, în unele cazuri chiar și table interactive. Și ce se întâmplă este că copiii folosesc prin rotație. Este un laborator, cum ar trebui să fie în toate școlile din România, și folosesc aceste tablete. Noi am început cu matematica și TIC ca prime materii, pentru care am dezvoltat și ghiduri de predare. Ce înseamnă un ghid de predare? Înseamnă că un profesor care este un profesor de matematică simplu poate să ia acest ghid și să vadă pe parcursul materiei pentru fiecare clasă de gimnaziu la care predă, ok, astăzi am lecția despre fracții, ce aplicații pot folosi ca să-i explic copilului mai pe înțelesul lui și într-un mod mai prietenos fracțiile și să fac asta cu ei pe tablete, fiecare lucrează individual, le dau și teme de grup, le dau și testări interactive folosind tot felul de aplicații care sunt la limita jocului și evaluării. Deci cam asta am făcut într-o primă fază. Apoi am dezvoltat și o platformă educațională, un learning management system de fapt, care paradoxal a fost creat în 2019 la cererea profesorilor din program, apoi a venit pandemia și a fost foarte util în momentul acela, pentru că este complet gratuit și a fost folosit de mult mai multe școli decât cele din program. Acum sunt peste 800 de școli care îl folosesc în mod constant și acolo iarăși am dus cumva lucrurile un pic și mai departe, dincolo de aplicațiile folosite la clasă, am mers în zona de ce înseamnă niște teme pe care le poți da în format digital, de ce trebuie neapărat să fie făcute pe hârtie, iar în perioada pandemiei când auzeam tot felul de povești de tipul, nu știu, tema pe WhatsApp. Tema pe WhatsApp, dar eu am auzit și mai rău, tema lăsată la farmacia din sat, unde venea părintele, lua tema și o dădea copilului, de exemplu. La noi n-a fost o problemă, adică în școlile din proiect deja aveau tool-ul, aveau formarea necesară să-l folosească și s-au descurcat mult mai bine. Și uite, sunt două chestiuni de care o să mă leg și o să merg către Dragoș. Profesorul care este învățat să folosească, pentru că altfel probabil sistemul rămânea utilizat de copii și atât. Și tema tot pe WhatsApp. Și noi avem exemple de astfel de digitalizări fără fond, adică forma o adoptăm, fondul nu e, în alte instituții ale statului, nu? Adică computerele care stăteau la poșta rămână cu husa pe ele și da, adică am mai văzut asta întâmplându-se. Simplu fapt că îi dotezi și că îi ajuți să utilizeze tehnologia, nu îi va face să utilizeze tehnologia dacă nu văd valoarea acolo și dacă nu au dobândit competențele. Te întrerup o secundă și lansez o provocare.
Și o întrebare. Prima oară când tu te-ai confruntat cu nevoia de a preda și interacționa digital cu, cu studenții tăi, ți-a fost greu? E greu în ce sens? E neașteptat când trebuie să faci asta de pe o zi pe alta. Eu lucrez foarte mult să-mi pregătesc cursurile. Chiar și când e același curs pe care îl țin de poate 5 ani, în fiecare an mai vin slide-uri noi, mai pleacă unele slide-uri, mai vine bibliografie nouă, ți-l primenești. Și cred că asta e o chestiune de respect față de tine și față de studenți și față de job-ul pe care l-ai de făcut acolo. În mod special în universitate, unde obligația e să prezinți cea mai nouă știință pe care o ai, da? care există în lume. Bun. Și mă pregătesc așadar, exercițiile pe care le fac le pregătesc și de la un an la altul, la cursuri diferite, diferă și exercițiile astea. Adică la unele cursuri rămân, la alte cursuri se modifică, asta încercam să zic. Bun. Când de pe o zi pe alta trebuie să predai digital, evident că n-ai avut timp să te pregătești, fiindcă ai vrea să fii mai adecvat. Ți-e clar că trebuie să predai altfel. Ți-e clar că unele din exercițiile pe care le-ai vede făcut nu o să se potrivească, ar fi trebuit să inventeze altele. Și ăsta e un lucru pe care l-am observat foarte repede în digital. E mult mai greu să te orientezi de pe un moment pe altul. Față în față, ai luat markerul și te-ai pus să scrii pe tablă, aduci pe cineva în față, încropești un joc de rol. În digital nu e așa. Dacă n-ai pregătit exercițiile, nu sunt acolo. Dacă nu ți-ai pregătit quiz-ul dinainte, nu e acolo. Deci într-un fel, asta a fost mai greu. Mai greu să schimbi felul în care formatezi. Da. Da, deci e nevoie să te pregătești. Nu poți să pregătești. De ce? Dacă nu te pregătești, tot ce faci în digital este să folosești digitalul ca un page turner. Da? Adică faptul că eu îți vorbesc prin Zoom nu înseamnă că e educație digitală. Înseamnă doar că eu am fost atât de puturos încât nu m-am pregătit. Da? Ce pot face? Cel mai bun lucru pe care îl pot face în mediul digital dacă nu m-am pregătit? Păi să vorbesc. Și atunci dau drumul la Zoom. Și cu un PPT. Da, și un PPT eventual, dar și ăla trebuie să-l pregătești totuși. Da? Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, e mai dificil, pentru că de pe o zi pe alta, și țin minte cum a fost acum 2 ani, când a venit pandemia peste noi. Vineri am făcut cursuri față în față, luni am fost în online. Prima săptămână n-a fost deloc ok la mine. Da? Și eram, tot timpul simțeam că nu, n-am avut timp. Dar, sigur, după aia... Da. E totuși atât de greu. Nu e atât de greu, dar trebuie să pui puțin timp acolo și trebuie nici până în universitate nimeni, adică, să nu credeți că în universitate lucrurile stau mai bine decât stau în preuniversitar. În continuare găsești profesori care nu au competențe digitale. Nu zic mai multe despre asta, dar ce încercam să spun e că nici în universitate nimeni nu te-a format neapărat. Ori ești bun sau ești interesat și te formezi. Sigur, e o așteptare rezonabilă că profesorii universitari dar sunt poate ceva mai flexibil din punct de vedere cognitiv, pentru că ei sunt de principiu cercetători sau și acest microb al cercetării, al avangardei, al lucrului care nu se întâmplă... Al experimentării. Experimentării, exact. Și atunci te aștepți că ei să fie poate puțin mai versatili în a se autoforma. Da? Ok. Dar nici pe noi nimeni nu ne-a învățat în mod formal, sistematic, să manevrăm... instrumentele digitale. Deci nu, de-aia a fost dificil. Și mă întorc la tine, Ana, te rog, completează. Da, și pe vreau să completez doar ceva, că vorbim despre competențele digitale ale profesorilor, dar dincolo de a învăța pe ei cum să folosească pur și simplu anumite tool-uri, trebuie învățat și cum să le folosească în predare. Este un pic diferit, este un pas în plus. Una este să știe să folosească tool-ul, aplicația respectivă, dar altfel să o și pună în slujba materiei și actului pedagogic pe care ei îl desfășoară. Și să modifice conținutul în așa fel, exact, încât eficiența să fie aceeași sau, mă rog, cât se poate de apropiată predării față în față. V-a fost greu să formați profesorii? Zâmbiți amândoi. Da. Este un... depinde cum o faci. Noi am început... Ce e mai greu? Să ajuți un elev să deprindă și cunoștințe și unelte? Elevii sunt nativ digital, asta deja e un truism, se știe, da, exact. Deci, de fapt,
e mult mai dificil să formezi un profesor. Da, dar din mai multe puncte de vedere. În primul rând, asta spuneam, noi am început cu webinarii și cu formări punctuale pe anumite materii, plus că în program în sine am creat o comunitate de-a lungul timpului și oamenii vin din start mult mai deschiși și mult mai curioși la seminarele pe care noi le organizăm. În momentul în care am pregătit și două cursuri de formare acreditate de minister și ne-am propus să ieșim în lume cu ele, aici lucrurile s-au mai complicat puțin, pentru că procesul e destul de complicat. Oamenii vin și sunt interesați, dar mai mult pragmatic vorbind, pentru că trebuie să treacă printr-un număr de cursuri pe an, să-și ia un număr de credite, deci din start interesul este puțin diferit, să spunem, depinde de la om la om. Unii vin pentru că chiar sunt interesați, alții pentru că trebuie. Dar surpriza noastră a fost că chiar și în grupele cele mai neinteresate la început, să spunem, iarăși, dacă școala plătește cursul, automat și motivația omului scade, poate, sau nu mai e investit personal în curs. Și am avut grupe de genul acesta unde oamenii au zis onest de la început, le spuneau formatorilor, eu am venit că m-a trimis domnul director, dar sincer, sunt aproape de pensionare, chiar nu mă interesează să mai stau acum să învăț ceva. Și surprinzător, la final, pentru că le dăm formulare de feedback și încercăm să și urmărim apoi ce se întâmplă, chiar acești oameni au fost uneori dintre cei mai captivați, pentru că au zis, nu mă așteptam, credeam că o să fie o chestie teoretică. Noi avem un modul din curs teoretic, restul este practic. Am învățat atâtea aplicații, chiar am învățat să fac ceva și chiar vreau să, cât mai stau la clasă, să le folosesc în continuare. Acum suntem în procesul de a vedea, după aproape un an, dacă chiar le-au și folosit. Întrebarea ar fi așa, Dragoș. De ce e nevoie, mai întâi, de o literație digitală a dascălilor sau a copiilor? Nu e sau, e nevoie de amândouă, dar în mod cert e nevoie de amândouă, pentru că ne concentrăm în felul în care măsurăm și ne concentrăm în felul în care investim în această zonă pe literația elevilor, presupunând că de-aia șchiopătăm. Acolo măsurăm. Acolo măsurăm, da, o să măsurăm și la profesor, da. Acolo măsurăm și cumva spunem, avem nevoie de literație la elevi, de ce? Pentru că ei sunt forța de muncă de mâine, pentru că ei au nevoie de asta în viață, pentru că ei au nevoie ca să învețe, că ei au nevoie. Bun, dar it takes two to tango, nu? E nevoie de doi pentru a dansa și dansul ăsta, sigur, e nevoie de trei, aș zice eu. Asta ne învață orice manual de pedagogie, tripodul ăla sau triada sau desenat în fel și chip în care ai elevul și ai profesorul și ai familia sau profesorul slash școala și ai familia, de ce nevoie de trei. Dar hai să ne concentrăm pe primii doi. La ce ți ajută dacă ai elevi cu literație digitală și n-ai profesori cu literație digitală? Da? E ca în bancul ăla, mă rog, îl știți cu siguranță, cu uite câte, vezi, maică, câte limbi străine avea și la ce a folosit. Da? Câte limbi străine știa, da, la ce a folosit. Bun, deci da, așa e, fără doar și poate. În România ai și dascăli extraordinari, entuziaști, care, și vezi asta și ai multe exemple de altfel în presă, în literatura, nu știu, mai degrabă anecdotică, așa, de expresii ale acelui omul sfințește locul în educație. Profesori, comunități de învățare, directori care fac lucruri incredibile. Too good to be true, ca să, da, ca să, too good to be true, la too good. Da, și ăsta e doar un exemplu, atât de multe alte, deci avem și asta, sigur că da. În același timp avem și cealaltă parte și acolo lucrurile sunt mai degrabă triste și întrebarea pe care ți-o pui în mod foarte justificat este de cât de multe exemple bune versus exemple mai puțin bune, ca să evit acel rele pe care era să-l scot pe gură înainte, e nevoie pentru a crește o școală sau o clasă sau mai degrabă pentru a o înfunda. Adică care e mixul? Dacă din 10 profesori 3 sunt buni și 7 sunt răi, e bine sau e rău? Și sigur, 3 e mai bine decât 0. Din păcate, ce vedem de cele mai multe ori este că e nevoie ca masa critică să fie între cei buni.
sentimentul meu, nu avem date despre asta. Avem niște date, dar nu avem date atât de solide despre asta. Este că, din păcate, masa critică nu e încă făcută. Dimpotrivă. Da? Puțin din profesorii mai în vârstă sunt versatili în tehnologie și versatili cognitiv pentru a vedea mai degrabă o provocare în nou și a îmbrățișa nou respectiv. Și, mai degrabă cei tineri, dar nici dintre cei tineri, nu toți. Și sunt multe motive pentru asta. Nu știu dacă avem timp să le discutăm acum pe toate. Dar, omul sfințește locul. Bun. Și apoi mai sunt și profesorii care sunt dispuși să învețe ei de la elevi. Noi am auzit mă bucură foarte mult când văd asta, pentru că deja este și, mă întorc puțin la ideea procesului didactic, este și o altă abordare a lor față de pedagogie. Nu mai e neapărat acel stiffness, așa, că eu sunt profesorul și eu nu pot să mai învăț nimic în plus, eu sunt aici doar ca să livrez ceva, ci este un du-te vino și un schimb de informații și ei apreciază și spuneau chiar în pandemie unii profesori că m-a ajutat că știau elevii deja niște platforme pe care eu nu le știam, că mi-au arătat și mie. Da, exact. Și tu, Ana, ai stat de vorbă cu o parte dintre profesori, ai cunoscut și copii care au beneficiat de programele astea. Să-i luăm pe rând. Uite, un exemplu. Un copil care te-a impresionat, cunoscându-l și intrând în programul ăsta? Păi, uite, de exemplu, am avut un elev care a și câștigat la... Noi facem și un concurs anual de creare de resurse digitale pe site-ul Digitalia, dar Dragoș a fost și în juriu anul trecut. Da, și anul... acum 2 ani. A câștigat un elev chiar dintr-o școală din proiect. Avem și o categorie specială pentru elevi. Profesorii din proiect nu pot participa pentru că automat ei ar avea un avantaj fiind informați de noi, dar elevii da. Și a câștigat un băiețel pe care l-am și recunoscut încă o dată acum anul acesta, când discutam despre concurs și încercam să îl facem și pe el să fie un fel de ambasador un pic. Și mi-am dat seama cât de mult a însemnat pentru el, de fapt, acea victorie. De fapt, ei au câștigat cu un proiect, un site-ul școlilor. Au creat un site al școlii, tot așa, fix înainte de pandemie, și ulterior s-a dovedit a fi foarte util site-ul respectiv. Și mi-a zis că, și a zis așa, a transmis un mesaj foarte fain către colegii lui, a zis că nu, eu nu am nici măcar n-am participat ca să câștig. Am fost surprins că am câștigat, dar ce am învățat și felul în care l-am motivat să continue să învețe informatică și la liceu, pentru el a fost un câștig foarte mare și se bucură că urmărește în continuare site-ul și vede că alți colegi din școală au preluat proiectul și au continuat să-l actualizeze, să aducă informații. Mi s-a părut chiar o poveste de succes, așa, oricât de mic ar fi ea. Este un elev din roata de jos, județul Giurgiu. Și pentru el, și pentru școala respectivă și generațiile pentru care comunitate vin după, în da. Sine. Da, o întrebare. Deci, în câte școli ați ajuns voi? 50. În 50 de școli. Probabil, nu știu, câteva sute de elevi care au trecut. Da, în total, dacă am numărat noi undeva pe la 16.000, de fapt, dacă luăm și elevii de primar. Cei care au fost atinși în perioada pandemiei, atinși în sens pozitiv de programele voastre. Deci 16.000. Nu, 16.000 doar în școli. 16.000 doar în școli. Din o întrebare. Da. Din ceea ce știi tu, colegii tăi care v-ați ocupat de proiectele astea, cunoașteți vreun elev care i-a povestit vreunul dintre voi că vrea să se facă dascăl? Încerc să-mi amintesc. Eu personal n-am auzit încă, dar o să mă mai uit puțin în spate. Sunt curioasă dacă... Nu, acum în ultimii ani, sincer, nu. Dar sunt elevi care mi se pare, din ce am văzut, că au tot felul de planuri de viitor poate nesperate pentru ei în alte contexte și acum mai mulți ani. Fără ferestrele astea deschise. Da, pentru că văd alte oportunități, pur și simplu. Asta chiar e un avantaj, nu numai prin programul nostru, că nu suntem singurii care facem proiecte acolo, dar e foarte important pentru ei, mai ales chiar povesteam că, în general, dacă ești într-un sat și ești aproape de un oraș, totuși ai oportunități de bine de rău, mai multe. Te poți duce la o școală în oraș sau poți să mergi la alte activități în oraș, dar atunci când ești într-un sat unde
din contră, satul tău aduce elevi din mai multe sate vecine, avem școli unde vin copii care traversează un deal în fiecare dimineață ca să vină la ore, de exemplu. Pentru ei mi se pare esențial să-i expui la lucruri noi și, sincer, nici nu știu dacă... mă bucur într-un fel că văd alte meserii și că nu le mai văd doar pe cele din universul lor apropiat. Da, în primul rând că au deschidere și pot să aleagă. Exact, ei exact. Conștient... Așa că nu știu dacă înțeleg întrebarea ta și probabil că ar fi frumos să vedem că își doresc și ei să fie ca dascălii lor, dar în același timp cred că... Întrebarea era în primul rând pentru tine, dar cumva indirect și pentru Dragoș. Care a oftat puțin da, noi da. Depinde unde te uiți. Avem niște studii în România, acum câțiva ani au fost publicate, cu opțiuni de carieră, da, opțiuni profesionale pe care le au diverse paliere de vârstă din societatea românească. Și când stai în zona de jos, adică elevi de primary și eventual de gimnaziu, până în primele clase de gimnaziu, de fapt, învățătoarea sau învățătorul și profesorul, profesorii sunt importanți pentru elevi, e parte din identitatea lor și e un fel de mama de la școală, e un anumit tip de relație pe care o construiești și atunci vor să fie ca acești oameni, sunt modele pentru ei. Și atunci dacă întreb copii de clasa 1 sau 2 sau 3, ce vrei să te faci? Vreau să mă fac profesor, vreau să mă fac profesoară, că uite ce îmi schimbă viața în bine, da? Dar e mai degrabă naivă opțiunea asta, cu cât se maturizează, cu atât mai puțin intră în opțiunile lor. La momentul de opțiune profesională reală, în sensul de clasa 11-12, când te hotărăști la ce facultate te duci, extrem de puțin vor să meargă înspre științele educației, de exemplu, care este par excellence, aș zice, opțiunea către educație. Da? Din păcate, ce știm, și asta a fost menționat acum câteva zile de ministrul educației, cu tristețe, cred, se simțea. Din păcate, opțiunea către cariera didactică e un loss option în România. E stupid să zici opțiune negativă. E în sensul de nu e o opțiune și la coada listei undeva, ok, n-am mers nici asta, nici asta, ce mă fac? Oh, profesor, bun, s-a rezolvat. Da, e un backup, adică nu rămân. E unul din motivele pentru care, din nou, nu vreau să hulesc acum, zic, avem profesori cu har, cu chemare. Deci avem și din ăștia, dar avem și din ăilalți și unul din motivele pentru care suntem unde suntem e faptul că nu atragem în această zonă atât de critică pentru societatea românească talente. Nu atragem talente, atragem și talente, dar nu atragem sistematic talente. Educația finlandeză, pe care o considerăm una foarte bună și e una foarte bună, deși atipică pentru România, e doar un exemplu de inginerie socială mai degrabă. Ei când au început la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60 să-și modifice sistemul educațional, modelul de schimbare, da? Change modelul pe care au pariat, ăsta a fost. Vom face opțiunea, profesia didactică, opțiunea didactică să fie atât de valorizată de societate precum e cea de medic sau de avocat sau de la fel de bine plătită. Examenele pentru a intra în profesură la ei sunt draconice. Deci atrag doar oameni care sunt capabili să facă asta, îi plătesc foarte bine, voi atrage un anumit fel de oameni în felul ăsta. Da? Și pe principiul pe care l-am mai evocat, omul sfințește locul apoi. Da. În România nu avem asta. Nu ar trebui să facem și în România lucrul ăsta. Am putea încerca, dar din nou, ține, este un lucru pe care îl rezolvi într-un an sau doi. Sigur, dar trebuie să-l încep. Și la ei au început la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60. Da, trebuie să-l încep. Da, trebuie să încep. Dar nu știu dacă asta va fi o opțiune viabilă pentru România, în sensul că nu vreau să sugerez eu, e foarte comod să stai pe margine să chibițezi, că noi asta, într-un fel sau altul, asta facem, nu suntem decidenți în sistemul educațional. Nu știu dacă aș fi decident, nu știu dacă aș paria pe asta, nu știu cât de, pentru că da, știm că e o rută către succes, am văzut-o întâmplându-se în Finlanda, nu știu dacă noi avem capacitatea de a menține acele costuri foarte înalte pentru a merge pe ruta asta către succes. Ce e frumos în educație e că există foarte multe rute către succes. Dacă te uiți la țări care au implementat schimbări în sistemul lor educațional, o să vezi că au mers pe rute diferite și au ajuns la diferite
la succes, dar în feluri diferite, în flavor-uri, vreau să zic, da? Arome diferite ale succesului. Da? Adică succesul așa cum e în Singapore arată altfel decât succesul așa cum se obține el, ruta prin care obții succes, atât ca sistem educațional, cât și ca elev în sistemul respectiv, decât în Finlanda sau decât în Estonia, de exemplu, care a crescut foarte mult. Sau... Finlanda, Estonia, Singapore sunt trei exemple. Deși mirosul ăsta al succesului e diferit pentru că au luat-o pe, au folosit ingrediente diferite, unul cred că este prezent în toate. Și anume această digitalizare și literația digitală. Da. Și Finlanda, și Singapore, și Estonia, care e chiar mai aproape decât noi și într-o zonă poate economică și istorică similară, nu mult diferită de România. Așadar, noi stăm și, spuneai, de pe margine chibiță. Facem... Chibiță, m-am zis eu, da, într-un fel, da. Doar că Ana și voi faceți mai mult de atât. Eu fac asta, voi faceți mai mult de atât. 50 de școli. 14.000 de elevi. 16.000 de elevi. Ce urmează? Și noi ne întrebăm acum, în sensul că a trecut o pandemie în care lucrurile s-au schimbat destul de mult, aș spune, în sensul nevoilor. Care, nevoilor, dar și resurselor acum, adică ne punem întrebarea dacă mai este necesar, de exemplu, să dotăm școli acum, pentru că multe, totuși, în termen de echipamente, au tot primit, s-au făcut, s-au găsit resurse, s-au alocat resurse aici, dar cred că în continuare va mai fi nevoie de formare, ceea ce spuneam și ceea ce și noi am făcut de la început și spunea și Dragoș cât de importantă este, pentru că fără formarea profesorilor, echipamentele stau degeaba sau nu sunt folosite cum trebuie. Apoi rămâne de văzut puțin, din punctul nostru de vedere, partea aceasta de platformă și ideea de învățământ la distanță, pentru că după boom-ul din pandemie, vrând nevrând au trebuit să folosească asta, am simțit odată cu întoarcerea la școală, se vede, a scăzut și traficul, e normal, dar am auzit și niște păreri, mai, adică de la copii venind, care erau dezamăgiți că s-au întors la cretă și la tablă. Integral, de acolo dezamăgirea. Integral, exact. La cretă, la tablă, la teste. De fapt, problema este, sau problema pe care copiii o simțeau, este că a fost total abandonată. Da, și... abandonat digitalul și unealta digitalului și te întorci doar la cretă. Da, da. Da, pentru că ce știm, uite, o să zic aici un lucru care poate nu o să fie atât de plăcut de unii. Știm că educația digitală per ansamblu a fost mai puțin performantă decât educația față în față. Știm asta, preziceam asta în urmă cu 2 ani, asta spune toată literatura, nu poate să o înlocuiască, însă e un adjuvant extraordinar și după acești 2 ani, când știm că educația integral, da, e adevărat, integral, digital, nu ne duce nicăieri. Dar am învățat o groază de lucruri bune. Am deprins deprinderi noi, competențe noi. Am putea să continuăm să le utilizăm, să renunți complet la acest lucru care te-a îmbogățit acum. Nu e adecvat, aș zice, să nu folosesc cuvinte mai dure. Deci eu aș pleda foarte puternic pentru a utiliza educația digitală fix în acea zonă care literatura științifică arată de dinainte că e eficientă. Nu pentru a înlocui față în față, pentru a ajuta față în față. Și online-ul nici pentru copii, uite, acum mă gândeam la în cercetarea noastră de anul acesta, am introdus niște întrebări mai creative și pe elevi am întrebat dacă ar fi să asocieze școala online cu o persoană, cum ar vedea-o. Și mi-a rămas în minte răspunsul unui copil de clasa 8-a care a zis dacă ar fi o persoană, ar fi ca un prieten lângă care mă simt foarte relaxat. Dar nu cred că aș putea să învăț prea multe lucruri bune de la el și n-aș putea să țin o prietenie de lungă durată cu școala online. Mi se pare atât de frumos și creativ spus că nici copiii, adică percep și ei minusurile și le-au perceput clar minusurile școlii online. Distanța de colegi, distanța de și de profesori, chiar am auzit o povestioare simpatică în care un băiețel de clasa 9 se mira după câteva luni în care, mă rog, aici era invers, că erau la școală și profesorii veneau cu mască și intrase în online și a zis în sfârșit o văd și eu pe profa de mate pentru că nu o văzuse în toată acea perioadă. Mă rog, toată pandemia ne-a
clar ne-a dat peste cap toate reperele sociale și acum înțeleg și nevoia aceasta, de asta nu ne pripim încă să tragem concluzii revenind la întrebarea ta legată de planuri. Acum mi se pare că e un recul destul de puternic față de tot ce înseamnă digital și ne așteptam și la asta. Spuneam dinainte, sigur când se vor întoarce, vor avea nevoie din nou de ce știu ei mai bine, să se întoarcă la normal, ca toți de altfel. Deci cumva trebuie să se mai calmeze puțin apele și în același timp erau mulți profesori și directori care ne spuneau că ar vrea totuși să păstreze o parte din tool-urile învățate, mai ales și pe partea de eficiență a muncii lor didactice sunt foarte utile unele tool-uri, tot ce înseamnă raportare pe care o pot extrage automat, tot ce înseamnă notare, testări standardizate, management al claselor, cataloage online, există multe lucruri din care școlile pot să învețe și să-și eficientizeze munca. Te rog. Și pe care vreau să continui, pandemia doar l-a exacerbat mai degrabă, fiindcă și viziunea voastră și viziunea noastră era legată de digitalizare înaintea pandemiei. Faceți asta cu 5 ani înainte pandemie, noi cu 4 ani, adică ne ca și cum nu vedeam că aia e direcția în care ne ducem. Și nu neapărat digitalizare în sensul școlii la distanță, nimeni nu s-a gândit la asta. Noi vorbeam, cum spuneam, era digitalizare în sensul introducerii tehnologiei în școli, nu ca suport, exact, ca mediu, da, pentru și unealtă, exact, pentru a duce educația mai repede în mintea și în sufletul copilului. Vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Sunt multe concluzii de tras. Aș trage una pentru că a fost unanimă. Literația digitală nu este aplicabilă conceptul ăsta doar copilului, ci în egală măsură și dascălilor. Vă mulțumesc mult pentru discuția de azi. Mulțumim și noi!